Da. Deși este o poziție bună și pentru stângul lui Kolarov, Matuzalem de asemenea este un executant bun de lovituri libere. Opțiuni multe pentru Lazio la această fază, chiar dacă nu este pe teren Ledesma. Opțiuni multe și o poziție foarte bună. Tocmai de aceea Julio Cezar așează la milimetru zidul. Kolarov probabil va încerca să șuteze în forță. Julio Cezar este însă unul dintre cei mai buni portari din lume. Mulți spun chiar că este cel mai bun în acest moment. Să arate și Kolarov. Kolarov șutează. Mingea este în zid și apoi deviere fericită pentru Lazio. Gol marcat de Matuzalem. Ocazii peste ocazii pentru Inter, însă golul pică exact în poarta lui Julio Cezar. 1-0 pentru Lazio în Supercupa Italiei. Matuzalem deschide scorul. Nebunie totală în public. Oare ori fi așezați la curva nord a stadionului olimpic din Beijing? Fanii lui Lazio stau la peluza nord, curva nord, așa cum spun italienii. Stadionul olimpic din Roma. Și totuși n-a fost cu mâna. No, mi s-a părut că mingea l-a lovit în față pe Matuzalem. Poate ne dăm seama acum mai bine. Nu din acest moment. Mi se pare totuși că cu fața lovește Matuzalem. Și este gol pentru Lazio. 1-0 pentru echipa romană. Cum spuneam, Lazio, o echipă modestă în ediția trecută de campionat, dar o echipă care în Cupa Italia a reușit în sezonul trecut să le elimine și pe Milan și pe Juve. Exact, la meciul cu Juventus au și făcut referire jucătorii lui Lazio, așa cum am plecat atunci cu șansa a doua și totuși am mers mai departe, așa putem și acum să câștigăm Supercupa Italiei, chiar dacă nu suntem văzuți ca favoriți în meciul cu Inter, un Inter ce trebuie să înscrie neapărat în această partidă pentru a prinde, măcar o dată pentru a prinde prelungirile pe care tot vreau să le evite. Ar putea exista și un motiv de orgoliu și pentru craioveni în acest moment, văzând cum echipa cu care ei au terminat la egalitate în această vară conduce pe Inter. Interul însă care atacă acum prin Milito și este o minge pentru Lazio. Semnalizare de offside din nou la atacantul argentinian. Însă cred că celor de la Craiova nu le arde acum de astfel de satisfacții după ce au pierdut partida de la media și în campionat în acest weekend. Și așa nici numele de Inter nu e prea bine văzut pentru fotbalul românesc, al puțin pentru Dinamo Bici după meciul de ieri. Cred că va forța cât de curând cu Balotelli Mourinho. Da, ai dreptate. Mario Balotelli a intrat în ultima parte a sezonului trecut în teren și l-a salvat pe Mourinho de câteva ori. A marcat câteva goluri foarte importante pentru câștigarea campionatului. Iată ce spuneai, mingea nu, îl lovește în față. Este și mâna lui Matuzalem. Brațul stâng este în apropierea feței, dar balonul zică îl lovește clar în față. Cred că câtă aici șansă pentru Matuzalem. Da, e un gol norocos până la urmă pentru Lazio, însă pe tabelă norocul nu contează, ci doar golurile marcate. Iată-l pe Samuel Eto'o. Eto'o deschide până în dreapta, acolo unde este Milito. Încă o ocazie pentru Inter. A câta oare în 20 de minute, atât cât au trecut din repriza a doua. Da, am putea spune că acest meci începe să semene confruntarea dintre Shakhtar și FC Timișoara. Lazio în rolul timișorenilor. Să vedem însă dacă partida va merge așa până la capăt. Multă neșansă pentru interiști, care au avut multe ocazii de gol și care au primit gol în urma unui carambol. Fericit pentru cei de la Lazio. Untari luptă pentru acea minge și ajunge la Rocky. Rocky! Logo! Lazio! Îl compara mai devreme pe Tommaso Rocchi cu Roberto Mancini. Aici a fost demn de această comparație. Capitanul lui Lazio marchează un gol fabulos. Interiștii i-au cerut asistentului să semnalizeze o preluare cu mâna a lui Rocchi de asemenea. Și aici este o fază de revăzut. Este posibil ca Rocchi să fi preluat cu mâna. Tommaso Rocchi la un an distanță se întoarce la Beijing. El a jucat pentru Naționala Olimpică a Italiei. Iată preluarea. Poate cu umărul al lui Rocchi, poate cu brațul, greu de decis, însă arbitrul a decis că mingea a fost preluată corect și cred că această reluare ne arată că mingea a fost preluată corect de Tommaso Rocchi, care apoi are o reluare fabuloasă
a pus umărul la acest gol Tomaso Rocchi. Doar 9 goluri în 27 de meciuri în anul trecut. Iată că acum începe mult, mult mai bine acest sezon pentru Lazio. Este 2-0 în Supercupa Italiei. Cine ar fi pariat oare pe un asemenea scor? Mai ales dacă stăm să ne uităm cum a început această repriză a doua. Stankovic. Interul pare un pic debusolat după aceste două goluri marcate de Lazio. În urmă cu 11 ani, Interul reușea să o bată pe Lazio în finala Cupei UEFA cu 3-0. Javier Zanetti, care a jucat, cum spuneam, 645 de meciuri pentru Inter până acum, spunea că aceea a fost cea mai frumoasă partidă, nu numai jucată la Inter, ci și în naționala, ci în întreaga sa carieră, și are și 133 de meciuri jucate pentru Argentina. Și culmea, nu este Balotelli cel pe care îl va introduce José Mourinho, ci Patrick Vieira. O decizie greu de înțeles din partea lui Mourinho, un mijlocaș central trimis în teren în acest moment în care Interul este condus cu 2-0 de Lazio. Kolarov are un culoar de șut pentru el, distanța nu este prea mare, cum spuneam, posesorul unui șut foarte, foarte puternic. Reține însă Julio Cesar. Două vârfuri are pe bancă José Mourinho, pe lângă Balotelli mai e și Suazo, însă iată, prima alegere este Vieira. Fost atacant al Interului din sezonul trecut, Julio Ricardo Cruz, este în acest moment pe banca lui Lazio. Eto, e trimite lui Mota, acesta la Javier Zanetti. Eto, în fața lui este noul intrat în această repriză secundă, Dabo, de la Muntari pentru Stankovic. Acum Maicon, în fața lui Maicon este Kolarov. Brazilianul nu poate să-l dribleze pe jucătorul sârb. Concentrarea lui Maicon, ezitare a lui Muslera și Lichtsteiner trimite în corner. Ne aducem aminte cât de periculos a fost Dusio la aceste faze. 3 ocazii de gol pentru el până acum și iată momentul dublei schimbări, am impresia. Da, a va intra și Super Mario Balotelli. Balotelli în locul lui Stankovic, 3 atacanți în acest moment pentru Inter. Să vedem Vieira pe cine va schimba la mijlocul terenului, pe Mota. Până la urmă, două modificări logice pe care le face Mourinho. Vieira și el important la fazele fixe. Va urca rapid în careu pentru a fi acolo când vine centrarea lui Maicon. Un jucător foarte înalt, de peste 1,90 m. Vieira centrează chiar Balotelli și o face foarte bine. A ieșit neinspirat acolo portarul lui Lazio, Muslera, însă a avut noroc. Nu este chiar cel mai înalt portar. Vieira sau Lucio sunt mult, mult mai înalți decât el. Iată-l pe Muslera trecând pe sub minge și Vieira a fost atât de aproape că la doar câteva secunde de la intrarea sa pe teren să marcheze golul care ar fi relansat această Supercupa Italiei. 2-0 în acest moment pentru deținătoarea Cupei Italiei în fața campioanei ultimilor 4 ani în fotbalul italian, Inter Milano. În 2007 Interul a pierdut cu Roma. Tot așa din postura de campioană a Italiei, Inter nu s-a impus și în Supercupă. Este pentru al patrulea an la rând când joacă cu o echipă din capitala Italiei. Interul, 3 ani cu Roma, acum cu Lazio. Pressing făcut de Zarate în fața lui Maicon. Noul intrat, Vieira, primește de la un alt jucător introdus acum câteva momente, Balotelli. Javier Zanetti pornește un atac al lui Inter. Pasă pentru Muntari. Milito, Diachitel urmărește pe atacantul argentinian, Vieira, Zanetti, Cambiasso este și el acolo. Un triunghi făcut de Matuzalem, de Rocchi și de Dabo. Brocchi este și el în zonă. Greu pentru Interis să pătrundă din nou către careul lui Lazio. Primește acum Eto, se demarcă Maicon în dreapta. Eto însă îl preferă pe Milito, respinge apărarea lui Lazio. Rocchi înapoi pentru Dabo, minge pentru viteza lui Matuzalem, balonul și... a ieșit în afara terenului. Iată și cine intră. Julio, da. Ricardo Cruz, grădinarul, fostul jucător al lui Inter Milano, intră acum pe teren în locul celui care a marcat acel fabulos gol 2, capitanul lui Lazio, Rocchi. Tomaso Rocchi, care probabil lasă banderola de capitan lui Sevilla, poziție regulamentară din care pleacă Rocchi pe linie cu Chivu. Rocchi preia la limită, a preluat acea minge cu umărul și apoi un lob delicios
spre poarta lui Julio Cesar, în tradiția golurilor fabuloase marcate de Roberto Mancini pentru Lazio. Rocchi, copleșit de bucuria coechipierilor săi.